seara și bine ați venit pe canalul meu. De obicei îmi încep vlogurile de dimineață, dar astăzi este tot sâmbătă, doar ce am încheiat un vlog astăzi la prânz. Dar vorbind cu soacra mea la telefon, a adus în discuție vorba despre papanaș și mi s-a făcut poftă de papanaș, n-am mai făcut de mult timp și am zis să fac în seara aceasta, mâine e duminică, numai bine, avem și un dulce în casă pentru o duminică. Am fost la magazinul de lângă noi să cumpăr cele necesare. O să întorc după camera să vă arăt. Și da, am zis să încep un vlog și să facem papanașii împreună. În primul rând, o să aveți nevoie de brânzică dulce. Mie îmi place să o cumpăr pe aceasta de la magazinul turcesc. Nu știu, cred că e din Polonia, ceva de genul. Habar n-am în ce limbă scrie. Două din astea o să folosesc de 450 de grame. Așa și așa am luat. Laptele l-am luat, dar nu ne trebuie la papanaș. Ouă, o să pun două ouă. Eu o să fac cam din 500 de grame de făină. Smântâna pentru la sfârșit, când o să o folosim cu dulceață. Eu o să pun și zahăr vanilat. Puteți să puneți esență de vanilie, esență de portocală sau coajă de la o lămâie. Pur și simplu ce doriți voi. O să pun întâi brânza într-un bol, apoi o să adaug ouăle, o să pun zahărul vanilat, eu o să mai pun și puțină sare și apoi pun făină cât cuprinde. Nu știu exact să vă explic, o să vă dați seama așa după ochi cam câtă făină trebuie, cât să nu se lipească papanașii de mână și să îi puteți modela ușor. She goes her own way, like I don't give a damn girl, and my God she owns it. So many heartbreaks, goes back to 2014, and I think that she knows it. And if you've seen her, I know that you would believe it, cause I know that you'd want her to, yeah I do. Everyone's taking their shot, but missing out on the cut. I think she knows that, she drives them crazy when she's looking like that. She's moving makes them want it so bad. It's the attention that we wish that we had. Yeah, it's almost cruel, cause I want her to. Oh yeah, I'm running in circles just to make her react. My heart is racing, yeah, I want her so bad. I wanna kiss her, but I know for a fact that she's way too cool, but I want her to. Oh yeah, ripped skinny jeans and tattoos on both her ankles, 21 pilot t-shirt, got some stuff. Goddamn, she's so fly, knows how to write a good song, at least better than this. Cause if you've seen her, I know that you would believe it, cause I know that you'd want her to. Yeah, I do. Come on and give it a shot, but you'll be missing the cut. Până face mami papana și eu am zis să mă odihnesc puțin, că sunt tare obosită. Așa-i, mami? Așa-i? Ești obosită? Are tu, da, frumusețea mea. Eu am pus roala aceasta mai vechea mea, pentru că nu se prinde în ea. Am pus ulei la încins și mi-au ieșit nouă papanași. Nu arată perfect, pentru că sunt pentru noi doi, adică nu m-am chinuit să-i modelez perfect. O să încep să-i prăjesc unul câte unul și mă apuc să curăț dezastrul lăsat în urma mea. O să revin cu rezultatul. Și eu, înainte să nu mai fac nimic pe ziua de astăzi, vreau să dau drumul la mașina de spălat, pentru că astăzi am spălat covoare, am spălat prosoapele câinelui și vreau să dezinfectez mașina. Eu folosesc această soluție, voiam să vă arăt, sunt foarte mulțumită, tot timpul miroase mașina foarte, foarte fresh după ce o folosesc, este de la Dettol. Eu dau drumul la 90 de grade la maxim, ca să o am curată pur și simplu pentru următoarele spălări. Talk to me nice.
dimineața. Îmi cer scuze încă de pe acum pentru calitatea proastă. Este foarte norat afară, e 7 dimineața și de asta, bineînțeles, la lumina becului nu se vede foarte bine. Ne-am trezit și noi, de fapt, eu sunt trează de la 5:30, aceeași poveste. Ne-am trezit, îmi era foame, am coborât jos, am mâncat ceva și nu am mai putut să dorm. Dar oricum aveam alarmă pusă la 7 că vine mama mea la mine, mergem împreună până la un târg de vechituri, așa că o să o aștept pe ea să vină, azi e duminică, nu avem cine știe ce lucruri importante de făcut, pur și simplu mai petrecem timp împreună, ne plimbăm, sunt tare curioasă ce lucruri o să găsim, pentru că în Anglia de obicei la târgurile astea de vechituri bagă foarte multe lucruri de Crăciun încă din octombrie. Așa că eu de asta sunt interesată. Vreau să merg și să văd dacă găsesc ceva lucruri frumoase de Crăciun. Și da, oricum o să vă iau cu mine. Și nu vă mai rețin că e lumina asta oribilă, nu-mi place deloc. Așa că o să ne auzim puțin mai târziu. Spune-mi, mami, și tu bună dimineața! Spune-mi, mami, bună dimineața! Bună dimineața, ursul meu frumos! Așa, stai tu, mami? Stai aici pe fetiță? Da? She goes her own way, like I don't give a damn, girl. And my God, she owns it. So many heartbreaks, goes back to 2014, and I think that she knows it. And if you've seen her, I know that you would believe it, 'cause I know that you'd want her to. Yeah, I do. Everyone's taking their shot, but missing out on the cut. I think she knows that. She drives him crazy when she's looking like that. The way she's moving makes him want it so bad. It's the attention that we wish that we had. Yeah, it's almost cruel, 'cause I want her to. Oh yeah, I'm running in circles just to make her react. My heart is racing, yeah, I want her so bad. I wanna kiss her, but I know for a fact that she's way too cool. But I want her to. Oh yeah, ripped skinny jeans and tattoos on both her ankles. 21 pilot t-shirt, that's the stuff. Goddamn, she's so fly, knows how to write a good song, at least better than this. 'Cause if you've seen her, I know that you would believe it, 'cause I know that you'd want her to. Yeah, I do. Come on and give it a shot, but you'll be missing the cut. I think she knows that. She drives him crazy when she's looking like that. The way she's moving makes him want it so bad. It's the attention that we wish that we had. Yeah, it's almost cruel, 'cause I want her to. Oh yeah, I'm running in circles just to make her react. My heart is racing, yeah, I want her so bad. I wanna kiss her, but I know for a fact that she's way too cool. Și eu de ceva timp acasă și m-am pus jos, am zis să încep să vă arăt lucrurile pe care le-am găsit la târg. Chiar dacă normal este un târg de vechituri, găsești și foarte multe lucruri noi, de toate. Nu găsești doar lucruri vechi sau lucruri aduse de oameni de acasă, de la ei. Deși eu nu am absolut nicio problemă, nu are folosi haine, nu știu, căni, orice lucru. Îmi place foarte mult să merg, să scotocesc prin ele. Îmi place, pur și simplu. Așa că haideți să începem cu ce am adus de la târg. Ce am cumpărat.
Prima dată o să încep cu niște jucării. Eu oricum o să le bag la mașina de spălat, cum am zis, n-am absolut nicio problemă că au mai fost folosite. Acest elefant! Domnule, ce frumos e! O să vreau să le bag la mașina de spălat, o să fie curate, hăinuțele la fel ce am luat, o să le spăl, o să le calc, nu o să fie absolut nicio problemă. Un elefant, acest... Ia sper! Ponei! Doamne, deci că le-am cumpărat pentru mine, nu pentru fetița mea. Este destul de măricel. Nu mai știu exact ce preț a avut elefantul. 2 lire, cred. Poneiul a fost 4 lire. Dar e superb și e foarte mare și e foarte curat. Nu are absolut nimic pe el, deși eu o să-l bag la... O să-l bag la mașină, o să-l bag la... delicate, ca să fiu sigură că nu-l rupe sau nu-i face ceva, da, e superb. Am aici o pătură. Aceasta a fost nouă. E foarte mare, nu știu cum să vă arăt. E atât de pufoasă, nu știu dacă vă puteți da seama de pe cameră cât de moale e. E superbă. E foarte mare. E așa cu... rățușcă, puișor, nu știu ce e, bubniță, e puraș, e superbă, superbă. Și este foarte, foarte, foarte moale. Am venit cu lucruri pentru toată lumea, am găsit pentru toți câte ceva. Mi-am luat căni. După cum ați văzut din vlogurile anterioare, una dintre pasiunile mele sunt, vor rămâne veșnic cănile. Am găsit-o pe aceasta, cursuleț. Nu mai știu cât a fost. Știu că una dintre ele a fost 20 de pii, adică foarte puțin. Una a fost 50 de pii și cealaltă, cred, cu o liră, foarte, foarte puțin și sunt superbe. Aceasta e cursuleț. Aceasta e cățeluș. Doamne, sunt superbe! Ia uitați-vă la mâner cât de frumos e! Și forma ei. Superb, eu le ador. Doamne, mi-aș cumpăra căni în fiecare zi. Sunt dusă cu pluta. Și pe cana aceasta scrie la fel că nu e nimeni perfect, cu excepția mea, bineînțeles. Tot cursuleț, sunt foarte, foarte frumoase. Hacks. Superbe, sunt și mai are și steluțe așa pe mâner. Cine mai iubește cănile, mână sus. Apoi mi-am mai luat un... am găsit un scrub de la The Body Shop. Chiar m-am mirat când am văzut. Doamne, cum miroase! Miroase superb! A fost, cred că, 3 lire. Și este cu vanilie. Este scrub pentru exfoliere, bineînțeles, pentru corp. Foarte, foarte faine și miroase superb. Așa. Apoi am mai luat... mama mea și-a luat supun și a găsit așa trei din astea la o liră. N-am mai folosit până acum din categoria asta, dar mi-a lăsat și mie unul. O să le încercăm, să vedem. Apoi, pentru prințesă, chiar dacă sunt mai măricei, mă scuzați că nu prea stau locului, dar burticul meu necesită mișcare. Papuței, chiar dacă îi sunt măricei acum, o să-i vină ei cândva. Mama mea, ea a fost mai mult cu ele, ea le-a ales pentru că e pur și simplu una nepoțică și și-a dorit să-i cumpere. Cu Peppa Pig, cred că Peppa Pig e, din câte știu eu de la desene. Sunt foarte, foarte frumoși și moi și la talpă, sunt foarte, foarte faini. Iar am mai găsit rama aceasta, a fost 3 lire, nu, papucii cred că au fost 5 lire. Rama a fost 3 lire și mi-a plăcut foarte mult că e din sticlă și are un mesaj foarte frumos despre botez și o să-mi doresc că o să-i pun o poză de la botez când o să facem. Foarte, foarte frumoasă, mi-a plăcut așa simplu, așa, pur și simplu, mi-a plăcut tare mult. Apoi, hăinuțe. O să încep cu acest plover pentru mine. L-am luat, e de la ASOS, 2 lire,
2 lire, cred că a fost, e marcă proprie Asos, mărimea 10. Mi-a plăcut că e bufant la mâneci. Așa. O să-l iau pe mine așa, să vă dați seama în mare cum vine. Op, așa. E foarte, foarte drăguț. Mie îmi place mult și mi-au plăcut foarte mult mânecile. Mie îmi place la fel de mult să caut și prin SH-uri, să pur și simplu să mă uit prin toate vechiturile și prin toate hainele. Este o plăcere de-a mea. Îmi face plăcere, mă relaxează. Îmi place, spre exemplu, să merg prin SH-uri când e vreme așa morocănoasă sau plouă sau pur și simplu îmi dă mie o stare de bine, mă relaxează. Haideți să continuăm cu hainuțele. Avem tot aici pentru prințesă un paltonaș. E mai măricel, dar o să-i fie bun. Cred că a fost 2 lire. Tot așa e de la Next. Și e mărimea 6-9 luni. Apoi body-uri. Am găsit foarte multe body-uri. Și am luat în mărimi diferite ca să... Să am pur și simplu să fiu sigură că nu-i sunt mici sau mari. E acesta, în primul rând. Sunt toate lungi. E acesta cu trandafiri. Cred că e mărimea 0,3. Da, 0,3 luni. Apoi acesta de la Disney Baby. Cu Bambi. Doamne! Sunt superbe! Încă unul roz. Nu știu de unde e. Habar n-am ce firmare, nu contează. Acesta roz, așa cu bulinuțe. Acesta, bineînțeles, l-am luat pentru mesajul de pe el. Pentru că scrie Daddy's gorgeous girl. Iubita noastră. Da, și este la fel, sigur, cred că 0-3 luni. Apțu o lună. Deci, mai măricică de o lună. Este foarte frumos, eu nu am pretenții, cum am zis, nu, pur și simplu sunt haine, toți copiii cresc, adică mi se pare și normal să refolosim. Plus că se spală, se calcă, nu se întâmplă absolut nimic cu nimeni. Acesta e de la Lipsy Baby, cu flamingo, e mai măricel, cred că e 6-9 luni, da. 6-9 luni, da, e foarte, foarte frumos. L-am mai găsit pe acesta cu iepuraș. Iar am luat cu iepuri. E 100% din bumbac, de la Fred Flow, 6-9 luni. Și astea, toate body-urile au fost o liră bucata, dacă vă vine să credeți. Doar o liră bucata, cred că am luat vreo 7. Foarte frumoase sunt și sunt curate. Bineînțeles, cum a zis, vin spălate, călcate toate cele, dar ele sunt curate. Acesta este de la Next. Tot așa este mai mare, cu buline. Tot așa, 6-9 luni, cred că e. Da, 6-9 luni, superbe sunt. Acesta roșu cu dungi și cu curcubeu. Just Smile. La fel, 6-9 luni, sigur, că mi-amintesc că m-am uitat acolo la târg și acesta a fost set. Set la o liră, uitați aici, bluziță. Be cute, be kind. Ce mesaj frumos. Și pantalonașii. Chiar dacă ele sunt mai măricele, o să aibă timp să le poarte, pentru că o să crească de... Nici nu o să-mi dau seama. Sunt foarte, foarte convinsă. Apoi, mama mea s-a îndrăgostit de un set. Eu îmi doresc să-i fac poze în el, să-i fac o ședință foto acasă în el. Dar vedem ce o să iasă. A avut și pe roz, dar mie mai mult mi-a plăcut pe alb. Sunt făcute manual. Setul acesta a fost 15 lire. Are căciuliță, bătoșei și... și hanoracul acesta, nu știu exact ce e. Plovăraș, așa, plovăraș, nu hanorac. Zici că-ți dusă și-o cu pluta. E făcut manual și e foarte, foarte frumos. Foarte drăguț e. Așa e căciulița. Aici așa în față are niște trandafiri. Și la spate așa o fândiță. Pe fundal sforă e ursul.
Da, și bătășei. Doamne, nu mai pot. Uitați. Uitați-vă aici, ce minunății. Cum să fie atât de mic? Da, sunt super. Să-i facă mami o ședință foto de aia frumoasă acasă. Așa. Apoi am găsit un set din format din, cum îi spune, cerceaf. Un cerceaf pentru pat de bebeluș, la fel a fost nou. Acesta a fost, chiar a fost în folie, doar l-am scos. Eu chiar eram curioasă dacă e bună mărimea. Cu fluturi și are și față de pernă. A fost 3 lire. Foarte frumos, mi-a plăcut, fluturaș simplu. Pentru soțul meu i-am luat acest tricou. L-am găsit la 8 lire de la... Nu mai e șters prețul vechi. Oricum, da, e un preț foarte bun la 8 lire. Este de la Tommy. Eu l-am luat în mărimea L pentru că lui oricum îi plac așa să fie mai lărguț. Normal poartă M, dar am zis să fie mai lărguț, mai comod. Că... Și i-am mai luat un training pentru muncă. Am zis, acum alege el când vrea să-l poarte, unde vrea să-l poarte. E așa pe gri, a fost 15 lire trainingul. Așa e și jos. Tricoul, cred că, nu mai știu dacă am zis, a fost 8 lire. Și hanoracul. E așa cu fermoar. Acesta l-am luat în mărime M. Tot așa. Eu am zis pentru muncă, dar am vedea cum o să-l poarte. Acestea sunt lucrurile care m-am întors acasă de la târg. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Eu o să închid aici acest vlog pentru că astăzi e duminică și îmi doresc să ajungă la voi tot astăzi. Să vă bucurați de el, așa că vă aștept cu mare, mare drag în următorul vlog. Nu uitați să-mi dați un like dacă v-a plăcut, să vă abonați și să ne vedem cum vine în următorul vlog. Vă pupăcesc tare, tare!